O coliziune între trei autoturisme, dintre care unul parcat, a avut loc marți la prânz pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Rădăuți. În accident au fost implicate trei persoane, dintre care un minor, care au fost monitorizate la fața locului de echipajele medicale. Un bărbat a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare. A fost solicitat să intervenim la un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare în municipiul Rădăuți, în care, din primele informații, au fost implicate trei autoturisme. La fața locului, trei victime, că o mașină, de fapt, staționa, nu putem considera ca și treia mașină, dar două victime adulte și un copil în cele două mașini, care erau mai avariate, să spunem. Doar o singură persoană, șoferul unei mașini, a fost transportat la spital pentru investigații ulterioare, copilul și celălalt pacient fiind în regulă, aparent fără leziuni vizibile. Cam atât. Ce să văd? Când am ieșit în drum erau mașinile aici, nu? Ce să mai văd? Da. Nici n-am auzit prea bine ce s-a întâmplat. Eu stau mai încolo și chiar eu am ieșit. Erau veniți toți și pompierii și toți. Eu eram în casă, nici nu știu ce...